Cei 51 de agenți de poliție încadrați recent la Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman au participat la un stagiu de instruire practică cu armamentul din dotare. Timp de 10 zile, polițiștii s-au antrenat intens pentru a face față tuturor situațiilor cu care se vor confrunta la posturile unde își desfășoară activitatea. În perioada 12-23 iunie 2023, structura de pregătire profesională a Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman a desfășurat un stagiu de pregătire în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare, în scopul inițierii a 51 de agenți de poliție încadrați recent în Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman. Totul pentru a avea polițiști profesioniști capabili să răspundă în mod adecvat provocărilor cu care se confruntă în mediul operativ. După ce au parcurs stagiile inițiale de pregătire practică, prin care și-au însușit cunoștințe și au dezvoltat abilități în domeniile autoapărării, tragerii cu armamentul din dotare și conducerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară, polițiștii recent încadrați parcurg un nou modul de instruire în domeniul tragerii cu armamentul din dotare, partea cursului de inițiere. Activitățile sunt structurate atât pe sesiuni teoretice hibrid, fizic și online, cât și pe sesiuni practice. Pregătirea inițială și continuă a polițiștilor este parte a măsurilor luate la nivelul instituției pentru asigurarea unui serviciu polițienesc de calitate pentru cetățeni. Polițiștii aflați la începutul carierei au participat la mai multe ședințe de tragere în poligon, dar și în sala de pregătire, unde s-a desfășurat instruirea teoretică, care presupune însușirea unor reguli și măsuri de siguranță privind mânuirea armamentului.